unul din apropierea portului Tomis. Bicicletele au fost deja poziționate, vă așteaptă să le folosiți. Tot ce trebuie să faceți acum este să mergeți cu actul de identitate la unul dintre sediile Serviciului Public de Impozite și Taxe. De acolo vă veți lua cardul de utilizator și veți putea să folosiți aceste biciclete în mod absolut gratuit de la ora 7 dimineața până în miezul nopții. Problema este că nici nu au fost amplasate bine aceste biciclete, că deja au fost vandalizate. Șaua de la această bicicletă este ruptă și, după cum arată, gestul a fost clar unul intenționat. Facem așadar un apel către toți cetățenii orașului să păstreze în bune condiții aceste biciclete. Sunt noi, sunt frumoase și merită să rămână așa pentru cei care au nevoie și vor să le folosească. Ridică bicicleta, aveți la dispoziție un minut pentru a ridica o bicicletă de la această stație. Haideți să o ridicăm! Am ridicat bicicleta, iar acum putem să mergem oriunde, timp de 2 ore, iar apoi trebuie să venim să o returnăm. Dacă vreți să mergeți cu bicicleta un timp mai îndelungat, faceți apoi o pauză de 10 minute și o luați din nou timp de 2 ore. Încercați și voi!